Foarte mulți credincioși din satul mare au participat astăzi la hramul Bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din municipiu. Sfânta liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. A doua zi de Paș, a doua zi de Crăciun, slujim în municipiu satul mare, al doilea oraș al eparhiei Maramureșului și Sătmarului. Am avut astăzi bucuria să slujim la Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Întâmplându-se ca Sfântul Mare Mucenic Gheorghe să cadă în interiorul săptămânii Sfintelor Pătimiri, tipicul prevede că se sărbătorește a doua zi de Sfintele Paști. De aceea, cu bucurie mult, am răspuns invitației Părintelui Cornel și a Părintelui Cristian ca să slujim la această biserică, să facem și hramul bisericii, să admirăm încă o dată frumusețea picturii, o pictură frumoasă și luminoasă și etapele pe care le-au parcurs, să admirăm frumusețea și mulțimea credincioșilor și a credinței lor și să ne bucurăm împreună în cea de-a doua zi de Paști. L-am rugat pe Preasfințitul ca să fie în mijlocul nostru, împreună să ne putem ruga ca Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze, să putem și continua lucrările pe care le mai avem la Sfânta noastră Biserică. Și a însemnat foarte mult pentru că întotdeauna când Preasfințitul este în mijlocul nostru, ne bucurăm, ne întărește și ne dă speranță pentru ziua de mâine. Alături de credincioși la slujbă au participat și autoritățile locale.